Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom lucra micul Păianjen. Am văzut că este foarte așteptat de către dumneavoastră, de aceea am decis să fac tutorialul astăzi, îl voi încărca mâine dimineață. Pentru aceasta vom avea nevoie de fir negru de bumbac. Păianjenul pe care eu l-am lucrat pentru cealaltă lucrare este lucrat cu un fir mai subțire și cu croșetul numărul 1,2 mm. Astăzi voi lucra cu acest fir mai gros și cu croșetul 2,5. Am ales să-l fac un pic mai mare, astfel veți putea vedea mai bine ceea ce lucrez. Vom avea nevoie de crămiță despărțitoare, de foarfece, vom avea nevoie de acest fir de sârmă, care îl folosim de obicei în momentul în care lucrăm anumite flori sau frunze și ne ajutăm de acest fir pentru a le da stabilitate. După care vom avea nevoie de lipici, lipiciul lichid sau rece sau lipiciul la cald. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm și voi face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Deci voi lucra exact cum am lucrat primul păianjen. Primul picioruș nu-l punem la socoteală, ne va ajuta și vom continua. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom închide cercul magic și vom închide rândul cu picioruș alunecat în corespondența primului picioruș. Obținute aceste 6 piciorușe, foarte greu mi-alunecă, sper că voi reuși. În ultimul picioruș vom pune markerul și vom continua lucrând. Un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta astfel pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Cel de-al doilea picioruș scurt, cea de-a doua înmulțire, cel de-al treilea picioruș scurt, iar acum voi face ultima înmulțire în corespondența markerului. Vom pune din nou firul despărțitor, cât de greu alunecă, lucrez și strâns, și din cauza aceasta. Și vom continua lucrând 3 rânduri de câte 9 piciorușe scurte. Deci vom face 3 rânduri pe măsură ce vom lucra, vom aranja lucrarea în modul corect, pentru că se va strânge un pic, îl vom aranja în felul acesta. Deci 3 rânduri de câte 9 piciorușe scurte. Lucrate cele 3 rânduri de câte 9 piciorușe scurte, dacă aveți nevoie, veți introduce în interior un pic de melană. Voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Felul acesta. Și din nou ne vom întoarce la un total de 6 piciorușe scurte. Și un picioruș scurt. O scădere, piciorul scurt, ultima scădere, după care restul piciorușelor le vom închide cu scăderi repetate și astfel vom forma corpul păianjenului. Deci voi face scăderi repetate. Vor fi 3 scăderi. 1, 2,
cea de-a treia. Lucrarea în sine nu este grea, doar că este un pic migăloasă. Făcute cele trei scăderi, vom închide rândul, vom scurta firul și vom ascunde acest capăt de fir. Cu un ac sau cu croșetul îl vom ascunde în interior. Eu voi folosi croșetul și îl voi trage în modul în care să-l ascund. După ce am ascuns firul, vom trece să lucrăm piciorușele. Așa se întâmplă când lucrezi strâns. În sfârșit, voi reuși? Și îl voi ascunde în felul acesta. Și am format corpul. Corpul păianjenului. Vom trece mai departe la piciorușe. Din firul de sârmă am tăiat 4 bucăți de câte 7 cm fiecare. Deci, după cum puteți vedea, sunt 7 cm. Acum, vom folosi lipiciul lichid și același fir cu care lucrăm corpul păianjenului. În ce mod vom proceda? Voi lua un pic de lipici, voi pune aici pe firul meu de sârmă, foarte puțin, acum noi o să ne murdărim, să știți, dar nu are importanță. Voi lipi întâi în acest mod firul pentru a-i da stabilitate, după care voi îmbrăca practic bucățica de fir de sârmă. Firul de sârmă îl voi îmbrăca cu firul de bumbac, în felul acesta. Așa vom face cu toate cele 4 fire. În momentul când vom ajunge din nou aproape la capătul opus, voi pune din nou un pic din lipici și voi continua să îmbrac firul până la capăt. În felul acesta. După care îl voi scurta. Astăzi parcă nimic nu merge. Deci așa vom îmbrăca toate cele 4 fire, după care începem montarea lor. Restul le vom îmbrăca singure. După ce am îmbrăcat cele 4 fire cu firul de bumbac, le-am pus împreună în felul acesta și voi începe să le rotesc între ele în felul acesta, exact pe mijloc, în modul în care să le dau stabilitate. Vedeți? Astfel le-am aranjat. După care vom pune lipiciul lichid, voi atașa corpul păianjenului în felul acesta și vom trece la formarea piciorușelor. Mai întâi îl vom lipi bine, se poate și să fie cusute, tot în același mod răsucite, și vom continua în felul următor, fie cu vârful de la foarfecă, fie cu un mic patent, vom îndoi aici vârfurile. Eu sper tare mult să se vadă în felul acesta. Astfel vom da exact aspectul piciorușelor unui păianjen. După cum vedeți, totul este foarte simplu.
nu durează mult. Dacă este nevoie, îl mai întoarcem un pic în felul acesta. Apoi începem să ni le aranjăm. Le vom aranja în acest mod. Vedeți? Totul simplu și ușor. În acest mod am realizat eu păianjenul meu. Este o idee a mea, n-am copiat-o de nicăieri, deci am realizat singură. În felul acesta, ia uitați-vă, eventual dacă mai este nevoie puteți pune câte o mică picătură de lipici și îl vom pune aici, ia uitați-vă, acesta este păianjenul nostru. Eu sper să vă fie de folos, sper să vă placă, dacă v-a plăcut vă rog să lăsați un like, un comentariu. Sunt Tatiana Andrieș, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere!